Subiectul 2 roman, problema 5. Arătați că numărul A egal cu radical din 3 plus radical din 2, totul ori 5 minus radical din 6, plus radical din 2 minus 1, totul a doua, minus 3 radical din 3, este natural. Vom încerca să aducem numărul prin calcul la o formă mai simplă. Deci A egal cu, ne rescriem, radical din 3 plus radical din 2, ori 5 minus radical din 6, plus radical din 2 minus 1 la a doua, minus 3 radical din 3. Efectuăm calculul. A este deci egal în continuare cu radical din 3 ori radical din 5. După cum știm, când înmulțim două paranteze, trebuie mulțit fiecare termen cu fiecare, deci radical din 3 ori 5, care este 5 radical din 3, radical din 3 ori minus radical din 6 va fi minus radical din 18. Am înmulțit pe radical din 3 cu fiecare termen din a doua paranteză, înmulțim în continuare radical din 2 cu fiecare termen din a doua paranteză, radical din 2 ori radical din 5. Avem plus 5 radical din 2, plus radical din 2 ori minus radical din 6 este minus radical din 12. Plus radical din 2 minus 1 totul la a doua. Cum calculăm aici? Folosind formula a minus b totul la a doua. Este egal cu a la a doua minus 2 ori a ori b plus b la a doua. Atunci, radical din 2 minus 1 totul la a doua va fi radical din 2 la a doua, adică 2, minus 2ab, 2 ori radical din 2 ori 1, care este 2 radical din 2, plus 1 la a doua, care este 1. Și în continuare avem minus 3 radical din 3. Este egal mai departe cu... Avem radical din 18 și radical din 12. Descompunem în factori pentru a vedea dacă putem scoate factori de sub radical. 18 se împarte la 3, este egal cu 6, se împarte la 3, este 2, împărțit la 2, este 1. Astfel, 3 iese de sub radical, 2 rămâne sub radical, deci radical din 18 este 3 radical din 2. Facem același lucru și cu radical din 12. Descompunem în factori pe 12. Împărțit la 2 este 6. Împărțit la 2 este 3. Împărțit la 3 este 1. 2 iese de sub radical, deci radical din 12 este egal cu 2 radical din 3. Atunci ne rescriem 5 radical din 3. Minus, în loc de radical din 18, scriem 3 radical din 2, plus 5 radical din 2, minus, în loc de radical din 12, avem 2 radical din 3, plus 2, minus 2 radical din 2, plus 1, minus 3 radical din 3. Este egal... Reducem termenii care îl conțin pe radical din 3, avem 5 radical din 3, minus 2 radical din 3, care este egal cu 3 radical din 3. Minus 3 radical din 3 este 0. Deci termenii cu radical din 3 se reduc. Avem în continuare minus 3 radical din 2 plus 5 radical din 2, care este 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2 este 0. Astfel, și termenii cu radical din 2 se reduc. Ceea ce ne rămâne este 2 plus 1, care este 3. Deci rezultă A este egal cu 3, iar 3 este într-adevăr un număr natural. Pentru reguli de calcul cu radical și operații cu numere iraționale, vă sfătuim să vă adresați paginii dedicate clasei a 7-a.